septembrie. Deschidem lucrările ședinței noastre de astăzi. Doamna secretară va prezenta, nu, va supune spre aprobare procesul verbal de la ședința lunii trecute, după care domnul președinte de ședință ne va prezenta ordinea de zi. Și vom intra în desfășurarea ședinței și prezentarea materialelor. Vă mulțumesc! Bună ziua! Am să vă rog întâi să supunem aprobării completarea ordinii de zi cu un punct, respectiv proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului pierderilor de apă de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă stații de tratare a căldurii de Bălești. Dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu acest punct. Vă mulțumesc! Întâi o să vă rog să supuneți spre aprobare procesul verbal al ședinței din 1 august 2018. Dacă sunteți de acord, mulțumesc. Dau cuvântul domnului președinte ca să citească ordinea de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Târgărești în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnazii ale Vasile Gheranu din sat Satuna, Comuna Târgărești, județul Bacău. Pentru anul școlar 2018-2019, inițiator primar al Comunii, punctul 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Târgărești, care să facă parte din Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității și în Învățământ a Școlii Gimnaziale Vasile Gheradu, din sat Satul Nou, pentru anul școlar 2018-2019, inițiator primarul Comunii. Punctul 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL numărul 95 din 13-12-2017 prin stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bărgărești și structurilor subordonate Consiliului Local în anul 2018, inițiator primarul Comunei. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul mediu lunar de carburanți al tractorului cu remorcă marca Belarus, aflat în dotarea proprie a unității administrative teritoriale a Comunii Târgărești, inițiator primarul Comunii. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2018, inițiator primarul Comunii. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, inițiator primarul Comunii. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunii Târgărești, județul Bacău, inițiator primarul Comunii. Și punctul 8. Diverse. Da, punctul 8 este punctul suplimentar și punctul 9 este divers. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru da, pentru voi trece la prezentarea proiectelor de hotărâre. Așa, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Târgărești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Vasile Gheradu din sat Satu, Comuna Târgărești, județul Bacău, pentru anul școlar 2018-2019. Prin proiectul de hotărâre, doamna primar propune desemnarea ca membru din partea Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Vasile Gheradu din sat Satu, Comuna Târgărești, pe următorii consilieri, domnul Botoș Gabriela și Bejenar Nicu, care au fost desemnați și anul anterior. Din partea primarului Comunei Târgărești în Consiliul de Administrație, se desemnează doamna Iulișca Vitoria, primarul Comunei. Dacă sunteți de acord cu punerea proiectului de hotărâre, vă mulțumesc mult. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Târgărești, care să facă parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității în Învățământ a Școlii Gimnaziale Vasile Gheradu din sat Satul Nou, pentru anul școlar 2018-2019, se desemnează domnul Otto Gabriel, viceprimarul Comunei Târgărești, ca reprezentant din partea Consiliului Local,
în comisia de evaluare și asigurarea calității în învățământ a școlii gimnaziale Vasile Gherardu din Saltatul Loc, în anul școlar 2018-2019. Dacă sunteți de acord, mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local, numărul 95, din 13-11-2017, privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Pârcălești și structurilor subordonate Consiliului Local în anul 2018. Se aprobă modificarea hotărârii Consiliului Local 95-13-11-2017, după cum urmează. Se modifică anexa 2 a hotărârii, în sensul că, în loc de administrator, va fi trecut muncitorul de excavatorist, ca urmare a modificării statului de funcții, potrivit hotărârii Consiliului Local, numărul 56, din 26-7-2018. Salariul de bază stabil la această poziție rămâne neschimbat. Celelalte prevederi ale hotărârii 95, din 13-12-2017, rămân neschimbate. Dacă sunteți de acord, cu proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul mediului lunar de carburanți al tractorului cu remorcă marca Belarus, aflat în dotarea proprii a unității administrative teritoriale Comuna Pârcălești. Se aprobă pentru anul 2018 consumul mediului lunar de carburant pentru tractorul cu remorcă marca Belarus, având număr de înregistrare Pârcălești 46, aflat în dotarea primăriei Comunei Pârcălești. Astfel, cota maximă de motorină pe lună va fi de 300 de litri. Consumul mediu de carburant reprezintă cantitatea maximă ce poate fi consumată pe parcursul efectuat în condiții normale de exploatare. Nu se consideră depășirea consumului de carburant normal pe utilaj, consumul care la nivelul anului se încadrează în limita consumului de carburant normal stabilit și aprobat prin articolul 1. Cantitatea rămasă neutilizată la finele lunii se poate reporta pentru lunile următoare în funcție de necesitățile instituției. În sezonul de iarnă, consumul de carburant se majorează cu 15%. În funcție de condițiile climaterice, aplicarea normelor de iarnă și aplicarea normelor de iarnă, se poate face și în afara perioadei menționate, numai pe bază de referat de necesitatea viceprimarului, cu aprobarea ordonatorului principal de credite și avizat de compartimentul contabilitate financiară și resurse umane. Consumul de carburant se poate majora cu un coeficient de până în 25% în funcție de condițiile de lucru și de urgență a lucrărilor, cu aprobarea ordonatorului principal de credite. Consumul mediu de ulei pentru utilajul prevăzut la articolul 1 se va face în funcție de cerințele tehnice specifice. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2018. Se aprobă completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2018. După cum urmează la capitolul 1, se completează cu punctul 101, var la margin alt de 15 litri și danche, o bucată, punctul 102, bucea albă, două bucăți de 0,7 de litri. Punctul 103, diluant universal pentru bucea și la o bucată, punctul 104, pensulă polze de 7 mm de plastic, o bucată, punctul 105, același tip de pensulă de 4 mm o bucată, punctul 106, motorină 100 de litri pentru efectuarea probelor privind funcționarea tractorului de la Rus, punctul 107, cartuș tonă negru pentru imprimanta MRT R116. Dacă sunteți de acord cu această completare, mulțumim. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Comunei Pârcălești pentru anul 2018. Se aprobă rectificarea în trimestrul 3 a bugetului propriu de venituri și cheltuieli a Comunei Pârcălești pentru anul 2018, după cum urmează.
Se majorează bugetul local al comunei Pântărești, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, o sumă de 120.000 lei. Dacă sunteți de acord cu această rectificare, mulțumim. Trei de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Pântărești, județul Mășcău. Se modifică și se completează anexa la hotărârea Consiliului Local Pântărești numărul 9 din 15 februarie 1999, prin care s-a aprobat inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Pântărești, cu modificările și completările ulterioare, în sensul scrierii de numărul străzi, în concordanță cu hotărârea Consiliului Local numărul 1 din 22 ianuarie 2009, privind atribuirea de denumiri străzilor din Comuna de Județul Bacău, modificată și completată de hotărârea Consiliului Local numărul 26 din 26 martie 2018, în concordanță cu hotărârea Consiliului Local 37 din 28 iulie 2011, privind atribuirea de denumiri școlilor din Comuna Pârgărești, județul Bacău, precum și în concordanță cu înscrierea suprafețelor reale a străzilor sau clădirilor și caracteristicile acestora ca urmare a măsurătorilor cadastrale, a valorilor de inventariere și a numerelor cadastrale pentru cele care au fost cadastrate. Se modifică anexa hotărârii Consiliului Local numărul 9 din 15 februarie 99, în sensul aprobării pozițiilor numărul 7, 12, 13, în concordanță cu hotărârea Consiliului Local privind atribuirea de denumiri străzilor din Comuna Pârgărești, modificată și completată ulterior. Se completează anexa la hotărârea Consiliului Local numărul 9 din 1999, cu 8 poziții, de poziția 88, se introduc pozițiile 89-96. Și se însușește inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Pârgărești, conform anexei 3, parte integrantă. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea hotărârii Consiliului Local 62/2016, 39/2018, precum și articolul 2 a hotărârii Consiliului Local 59/30/2018. Dacă sunteți de acord aceste modificări și ultimul punctul suplimentar al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului pierderilor de apă de 18% aferent de sistemului alimentar cu apă, stație tratarea produsă de Dărnulești. Se aprobă nivelul pierderilor de apă de 18% aferent de sistemului de alimentare cu apă, stație tratare apropiută de Dărnulești, înregistrate de operatorul SUNCE, Compania Regională de Apă Bacău S.A. pentru anul 2017, prezentate în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se acordă mandat expres în puternicitului Comunei Pântărești, doamna Iurișca Victoria, de a vota favorabil în ședința ADA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, acest punct de proiecte. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc mult! Mulțumim de tot că ne-ați aprobat proiectele de hotărâre. Și sigur, trecem la diverse. La diverse, eu am un problem. Da, spune domnul Dobroș. Așa. Firma asta de microbuze care face traseul Târgu-Ocna-Pârgărești. Da. Are dimineață peste 150 de abonați dimineață, care merg la școală și la muncă. El trimite la ora 7 3 microbuze cu 16 locuri, 50. Deci copiii
nu au cu ce să meargă la școală. Nu încă. Deci nu încă. Da, din multe ori. Deci nu încă. Deci eu fac la urmă, adică îl duc la școală cu abonamentul mână. Copilul meu stă 3-2 microbuzii și nici măcar nu oprește, pentru că nu are loc, sunt furburi, nimic. Și cu a treia, dacă poate să meargă. Și la ora 2, la 1, În orele de vârf. Dar deci dimineața de la 6 și de la 2 la 5. Un autobuz, Deci sâmbătă copilul meu nu poate să stai cu abonament, că trebuie plătit. Așa a fost situația. Nu poți abonament, nu e așa, da. În orice oraș al țării, nu așa. Să mă lași și duminica, copii nu pot circula. Nu, nu trebuie să ne facă. Nu poate zi, ca 5-6. Nu, e normal. Deci nu mai ce zi. Dacă iau la București sau la Cluj, abonamentul la ATV, eu am și sâmbătă și duminica nu sunt. Care-i problema? Nu, sâmbătă, abonament. Care înseamnă abonament? Poate trebuie să ne luăm cu sâmbătă. Deci eu îți dau ții bani cash în avans și tu îmi dai abonament pe toată lumea, nu? Eu îți dau bani în avans. Nu, marțile lucrătoare. Da, îți dau bani în avans. Deci tu ai noi, ai 200 de abonați, ai luat 200 de migrații, nu? De la fraie. Oricum, dacă trebuie microbus, trebuie, dacă nu. Vorba de 30 de mii, toată lumea, nu? 12 ani, timpul meu, la abonament și tot așa. Bă, la început, nu era nimica. Nu am luat la nimic. Nu era nimic. Dacă ai voie să publicare, s-au dublat, că ai voie să dublat, că ai voie să dublat. Trebuie să mergă la școală, din grădiniță mergă la școală, la tără. Automat, din urmă, cred că am 25. Și aceeași microbuză. Deci aceeași microbuză. Către școlile de la școală. N-am nimic. E nimic. Da. Mi-am notat, bine că ați ridicat problema, o să facem o adresă. Și să nu, doamna primară, să respecte stații, să nu crească în clube, mini continuu, trece pe mine. Nu se mai să aici deja. Multe ori. Dar s-a discutat de multe ori chestii, ia să-l văd că deja. Și dacă ar explica la om că nu are voie să oprească, e mai bine. Da, omul îi dă bani, aia toată. Dar chiar dacă oprești, s-o prinsă nu în curbă, nu nici curbă, nu te rog ajutea aici la poliție în curbă. Nicu mașină. Și ideea este încă ceva. El a profitat acum când a fost acum 10 ani drumul rău, a mărit prețul la microbus, 2 lei jumate. L-a lăsat așa și l-a mai dus încă în sus. Acum ai 3 lei, până ați făcut 3 lei. 3 lei. Așa, așa. Abonamentul de 90 lei care este de aici, Târgoviște, la 5 km până în Bărgărești, la Onești, de la Onești până la Târgoviște, până la stație, 1.100. 5 km. Deci el are niște prețuri foarte mari, foarte mari, pentru 5 km. Pentru 5 km, foarte mari. Păi sunt familii care au 3 copii să ducă la școală. 3 milioane de lei nu au abonament. Păi, până la București. 1.100. E normal. Parcă 90. 90. Sau și nu, că voi plătesc fieții. Știți cum, doamna primar, dar de parte de durare, măcar... Nu, eu noi facem o adresă. Oficial. Măcar, măcar, să facem abonamentul. Ca să ridicăm problema în ședința de consiliu. De exemplu, a fost la sănătate. Fără un abonamentul. Nu, dar abonamentul cât e. Dar ne-a cazat. Am fără un abonamentul tot 90. Nu, voi nimeni. Măcar asta să facă, băi, dacă dai, e 90 lei pe abonament. Lasă să meargă și sâmbătă la o pregătire, sau să strângă cu mai tot în folosul țării, înțelegi? Nu-i ba, sâmbătă, dar trebuie că au fost copiii la gunoaie și nu lua banii. Dar e bani, da. Și duminică era bani. Corect.
Pe aia abonament. Cum spui tu, abonament? Abonament. E lunar, nu? Nu lasă să mută dimineața, dar nu ca să... Da, o să facem o adresă prin care aducem la cunoștință problemele diferite de dumneavoastră. Să fie oficial. Eu zic că merge foarte bine și asta e 1200 până nu. Să facă să fie zis. Deja cetățenii au început să-și culeagă, eu știu, produsele și să-și adune acasă munca lor de o vară. Și era nevoie pentru că nu se puteau deplasa nici cu mașinile și nici cu căruțile pe unele drumuri de exploatare. Vom continua. Va apărea și buldo excavatorul. Domnul Vici a fost vineri la Iași. A și văzut un model de buldo acolo și așteptăm. Procedurile sunt în lucru. Știm cine este ofertantul, s-a făcut evaluarea financiară, dar, v-am zis, e de durată aceste proiecte din fonduri nerambursabile, documentațiile durează și categoric până vom avea utilajul în curte, o să mai dureze o perioadă, dar este binevenit, vom începe anul cu utilajul în curte. Și cred eu că contează. Avem tractorul, o să avem buldo, o să încadrăm, că ați aprobat azi pentru transformarea acelui post, pentru a putea încadra un buldo excavatorist, ca să avem, că nu poate să meargă oricine pe aceste utilaje. Și vom continua cu toate drumurile. V-am zis de drumul de la Părgărești, drumul de la satul nou către Dumbrava la fel, s-a remediat, așa că puteți să vă duceți să vă culegeți viile. Și mergem înainte. Da. Alte probleme. Pe care le aveți. O cameră video la s-a pune la școală la Corobăghie. N-am înțeles. O cameră video la s-a pune la școală la Corobăghie. Se depozitează altul, nu ai... În afară de bioane, pune un sapă. Haine. O vizică cu hainii, cu fiind mort. Acum am văzut cu sapă. Haine, nu știu cine vrea. A dus, nu știu eu. Dar nu avea de la putin. Dacă știți, ne spuneți-vă, ca să ducem sacul. Prima oară v-am mers la treabă, că i-am pus. Ați văzut, știți, atunci luăm sacul domnul Vice și ducem în curte. Asta e. Este zi în care se colectează aceste gunoaie, bunuri, care nu... Bă, fiind pe cameră, îi demonstrez, dar nu le cunoaște. Bă, dar dacă este gunoaie, dar ce dracu? Da, într-adevăr. Sper ca la anul să putem, adică voi veni cu o propunere și cu un proiect de hotărâre, dar trebuie să facem un proiect pentru, și pentru reabilitarea și modernizarea sistemului video, pentru că știți că și astea, camerele sunt vechi, nu redă foarte bine noaptea și atunci și astea trebuie să îmbunătățite. Cea mai vechi generație care... Sperăm ca la anul să reușim și treaba asta, să facem un proiect, pentru că a fost făcute așa cum a fost făcute, dar bine că au fost și sunt. Și categoric că vom monta multe camere video. Avem nevoie în zonele în care sunt zisele gropi de gunoi, unde care rămâne gunoiul.
Și atunci, sigur, dacă avem acele camere, noi putem depista pe cei cetățeni care nu respectă normele de curățenie și de gospodărire a comunei. Da, mi-am notat, domnul Bodea, știm și chiar ne dorim și să facem și treaba asta. Mai e o problemă care oricum nu se poate rezolva. Învățarea liceurilor prin șanț. La fel știm și problema asta, chiar am avut discuții. Din grajă, nu dă pe șanță. Am avut discuții cu cetățenii. De la tine la pare, cu orice părul, fiecare zi, că plouă, că nu plouă, că avem mânașa cu orice mereu. Asta e cetățeanul, nu? Nici față nu este că se nu ar trebui, fiecare ar trebui să-și facă fost. Dar poate. Tot am zis că o să pornim și să dăm niște amenzi, pentru că trebuie să-i învățăm minte pe orice cetățeni. Ai că ai bai, ai zis că nu ne-ai fost. Tocmai, închipuiți-vă că vedeți cât personal suntem. Abia reușim să ne gospodărim așa, ne limita. Dar, sigur, că vom ține cont și chiar doresc. Mai avem câteva persoane și la apă pe care chiar doresc să-i debranșăm pentru că sunt trei platnici. Și noi ne zbate foarte mult și încercăm ca să ținem pasul cu eșalonarea pe care o avem cu CRAM. Pentru că acum avem o relație bună. Ați văzut că nu au fost probleme. Încercăm cumva să facem tot posibil să ne plătim ratele lunare plus consumul de apă, dar mai avem cetățeni răi platnici. Și, sigur, dacă o să avem acel utilaj, ne-am dus la poartă, nu stăm la discuții, l-am debranșat și va plăti. Și dacă mai vrea să se branșeze, sigur va plăti și branșarea și și diferența, și penalități, și contravamarea utilajului care va debranșa. Că altfel nu se poate. Trebuie să facem cumva ca să înțeleagă fiecare ce consumă să plătească. Asta e situația peste tot și nimănui nu-i convine să plătească, eu știu, consumul celuilalt. De asta sunt, de asta ați văzut că ați aprobat și azi acel proiect de hotărâre privind pierderile societății CRAM. Au și noi și pierderi, așa avem și noi, și să sperăm că vom intra și vom face pe linia bună și vom face documentațiile corecte ca să putem să facem și noi și să recalculăm și acele pierderi la fiecare parte. Mulțumesc! Dacă mai aveți alte probleme? Vă mulțumesc că ați venit la ședință și închidem lucrările ședinței noastre de azi.